am făcut public faptul că am schimbat antrenorul principal, respectiv domnul Pinta, care am mulțumit pentru, mă rog, un an jumate, un an și un pic, de fapt, nici măcar jumate, de antrenor principal, împreună cu Bordo. Am luat această decizie și, precum vedeți, în această dimineață, domnul Center este nou antrenor principal al echipei. Bun, acum o să vorbim părerea mea scurt de, dacă doriți, de această schimbare și, în principal, de meciul cu Steaua de mâine la 6:30. Deci, crezi că această schimbare cu banca tehnică va produce un șoc la echipă sau se așteptau pe undeva băieții? Sau tot preconizați în presă? Bine, speculații totdeauna sunt. Atunci că rezultatele nu sunt ceea ce pe care ți le dorești, totdeauna sunt tot felul de speculații. Nu știm ce va urma. Știm doar că am dorit să facem această schimbare nu numai pentru a transmite un șoc echipei, ci pentru a îmbunătăți, să zic, calitatea jocului și fluctuațiile pe care de multe ori le avem în joc. Sperăm că Marcel oricum nu este vrăjitor. Într-o zi jumate până la meciul cu Steaua nu putem face foarte multe lucruri. Dar sunt foarte convins că un pic atitudinea tuturor jucătorilor va fi mai bun. Era nevoie de o mână de fier în vestiar în momentul acesta? Mână de fier în vestiar, să știți că de obicei vestiarul e controlat de antrenor. În general. Este controlat de către jucători, de către liderii din echipă. Din punct de vedere al chimiei jucătorilor, pot să spun că nu am avut foarte mari probleme în afara perioadei. În teren, la fel, au fost, în general, ok, dar în momentele de presiune sau momentele în care suntem nu câteva cuciuri consecutive, se pare că atunci un pic avem un problem cu chimie echipei. Da, și cred că, totuși, ar trebui să vedem lucrurile un pic altfel. Domnul Center a plecat, oarecum, dând curs unei oferte care ne-a surprins pe noi la acel moment. Dacă ne întoarcem un pic în timp, o să vedem că suntem aceiași. Marcel Center, Bobo Pintea, Mircea, noi și așa mai departe. Deci suntem în aceeași familie. Cei care am câștigat titlul atunci. Deci doar am revenit acasă toți și ne-am reașezat pe pozițiile pe care am fost. Asta e tot. Totuși Dorin Pintea spunea că nu va rămâne secund la această echipă. Vom vedea. Timpul le așează pe toate. Deci, deocamdată, e și el un pic supărat. Și, în primul rând, e supărat din cauza rezultatelor. Dar va rămâne, cu siguranță, în cadrul echipei. Foarte probabil va rămâne să se ocupe de latura sportivă și, vrând nevrând, va trebui să fie tot alături de Marcel. Că va fi secund sau se va ocupa de junior, de tineret, vedem. Deci, cum zic, suntem în aceeași postură. Doar suferința din acest moment îl face să nu accepte postul de secund, pe care noi l-am fi dorit să păstreze în continuare. O să se așeze lucrurile iar. Alte schimbări la nivel de staff tehnic sau rămân toți? Mă refer la Filip? Momentan, sincer, de când a început sezonul, deja am făcut 3 schimbări, inclusiv la antrenorul principal. Tocmai din această cauză, noi care ne doream o stabilitate, o statornicie, a continua cu un efectiv, nu ne dorim alte schimbări. Momentan ne dorim să scoatem 100% din ceea ce avem. Deci, jucătorii de oră, ce le-ai spus la penultima conferință, Dorin Pintea a lăsat de înțeles cum că ar fi postul clar de jucător. N-a spus acest lucru, dar asta s-a înțeles, așa, citind ce
să faceți un calamur, ar trebui să zicem mai degrabă că n-a fost jucat de jucători. N-au jucat chiar cum trebuia să fie și am pierdut. Probabil că dacă nu pierdeam, nici n-ajungeam în situația asta. Nu, de data asta nici măcar nu cred că am dat afară un antrenor. Deci pur și simplu constați că lucrurile nu merg și încerci să-l faci să meargă. Asta e tot. Deci nu l-am dat afară, nu l-a dat nimeni afară. V-am spus, e în această familie în continuare, faptul că nu e acela masă, am vorbit acum 10 minute cu el, zic, bun, dar nu știu dacă aș avea ce să spun. E limpede că momentul marchează. Dar probabil că peste o lună o să-l vedeți alături de noi. Deci, din punctul meu de vedere, e tot astăzi în discuție așa ceva. Caracterele care le avem, nu le văd în stare de așa ceva. Mai ales că cei veniți noi, nu cred se pună problema de ei, iar de cei vechi și-au dovedit de-a lungul timpului caracterul, așa că nu cred că e bine să punem o semnă întrebare pe acest lucru. Marcel, cum ai regăsit echipa? În primul rând, bine v-am regăsit pe toți. O secundă să putem. Deci, în primul rând, vreau să vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare la această conferință de presă. Vreau să-i mulțumesc lui Bobo Pintea, dincolo de faptul că a fost antrenorul principal acestei echipe, este fostul meu coleg și prietenul meu și știu prin ce momente trece și eu personal îl aștept în cadrul echipei pentru că întotdeauna el a avut un rol important în această echipă și eu sunt sigur că și în viitor va fi la fel. Nu e ușor acest moment, are întoarcerii mele din niciun punct de vedere, sunt foarte conștient de acest lucru. Atât din punct de vedere emoțional, pentru că pentru mine acest loc este practic casa mea, unde am trăit foarte multe evenimente fericite și care mă marchează. Eu sper să avem parte în continuare de astfel de lucruri, dar totodată situația în acest moment în cadrul echipei nu este una ușoară și categoric este foarte mult de lucru pentru ca echipa asta să funcționeze așa cum își dorește toată lumea și așa cum îi stă bine Clujului. Sigur, îmi doresc foarte mult acest lucru. Nimeni însă nu poate să garanteze acest lucru. Dar asta, cine mă cunoaște știe că orice îmi va sta în putință voi face ca să readuc titlul la Cluj. Sunt sigur că în momentul de față nu e momentul, nu e cazul să se vorbească despre titlul acum. Cum ți se pare echipa față de anul trecut, de exemplu, oare bancă? Sezonul trecut nu s-a jucat în competiții internaționale, sezonul ăsta se joacă în competiții internaționale, e o mare diferență și îți trebuie oarecare experiență în a echilibra lucrurile în situația asta. Ai nevoie de o bancă lungă în situația asta pentru că posibilitatea accidentării unui jucător este mult mai mare în ritmul acesta de joc la 3 zile. Și sigur nu poți juca un număr foarte mare de minute cu aceiași jucători
în mod constant. Pentru că îi expui și dincolo de accidentări își pot ieși din ritm și nu își mai are sensul această rotație dacă nu este folosită în mod eficient. Deci echipa clar este mai puternică, cred eu, decât anul trecut, din punct de vedere a individualităților. Acum, în ce măsură vom reuși să facem o echipă puternică, să jucăm basket puternic, asta este întrebarea la care va trebui să răspundem în perioada următoare. Ați știut că există posibilitatea să veniți la Cluj în momentul în care antrenați în Ungaria? Nu. În Ungaria? Nu. Nu știu, cred că așa a fost scris să se întâmple. Nu m-am așteptat la așa ceva. Sigur că în momentul în care ești campion de 3 ori la Cluj, asta îți rămâne în sânge pe toată viața aia și oricând, în orice moment îți dorești să te întorci la echipa unde ai putut să faci lucrurile astea. Dar eu am pornit la un drum în străinătate cu gândul de a face treaba acolo, însă au fost niște factori care pe mine m-au nemulțumit și m-au determinat să renunț la acea slujbă. Și totul s-a întâmplat foarte rapid și eu vă spun sincer, sunt surprins de turnura asta a evenimentelor, însă asta este viața și trebuie să ne acomodăm la ceea ce se întâmplă. Oricum, sunt fericit că sunt aici. Îmi pare rău pentru Bobo, sincer, îl apreciez foarte mult ca și om și ca și profesionist și nu mi-aș fi dorit să-i se întâmple acest lucru, însă asta nu mai depinde de mine. Eu încerc și, așa cum am fost întotdeauna, voi încerca să fac maximum ceea ce pot eu ca să ajut. Dacă în campionat este timp suficient pentru o redresare, în Eurochallenge este timp pentru o calificare mai departe, au trecut două meciuri, două meciuri. Foarte multe lucruri depind de următorul meci de acasă. Dacă vom reuși să câștigăm cu echipa maghiară, șansele rămân. Dar sigur că va trebui să câștigăm meciuri în deplasare, obligatoriu. Altfel nu sunt șanse. În momentul în care pierzi acasă, șansele ți se reduc simțitor. Mai ales că austriecii au o evoluție surprinzătoare în acest moment. Ai experiența asta de a evolua pe două fronturi? La Media s-a întâmplat sezonul... Și la Media și la Cluj, înainte de a pleca, am fost exact. La fel. La Media și a fost o problemă în campionat. Rezultate în competiția europeană, rezultate s-au în campionat. Crezi că poți, în momentul de față, la Cluj, să ai rezultate bune și în campionat? La Mediaș au fost probleme de alt ordin, de ordin financiar. Nu este problema asta și din punctul ăsta de vedere nu sunt probleme, sper să nici nu fie. Aici problema se pune în ce măsură echipa este eficientă în mod constant. Dacă vom reuși să facem acest lucru, atunci lucrurile se pot îndrepta foarte ușor. Dacă nu, nu. Și atunci trebuie văzut care sunt... Trebuie mers mai departe pe această linie și trebuie văzut din ce cauză echipa nu poate să fie eficientă. Nu se pot face în momentul ăsta foarte multe schimbări, din niciun punct de vedere, doar din punct de vedere a atenției, pe ce să te focusezi în meciul de mâine. Dar, dincolo de asta, eu cred că mai și vorba de motivație. În momentul în care îți vine în sală echipa care este neînvinsă în campionat, sigur că ai o altă motivație și eu cred că dacă ești un competitor,
nu-ți dorești nimic altceva decât să învingi. Sigur, nu din scouting și din studiere atentă a adversarului vom reuși să facem acest lucru, pentru că nu este timp fizic pentru asta. Însă eu cred că echipa asta s-a distins de-a lungul timpului datorită spiritului ei, datorită puterii mentale pe care au avut-o jucătorii și componenții acestei echipe, și acest lucru trebuie ajutat să iasă la suprafață. Postul de pivot e foarte important în basket. Mi s-a părut că Cătălin Baciu la echipa națională a avut evoluții bune, spre chiar foarte bune. La echipa de club, nu. De ce crezi asta? Eu n-am văzut, n-am putut să văd toate meciurile din campionat, care sau, pentru că și eu am avut foarte mult de lucru dincolo, dar sigur, Cătălin este un jucător care are nevoie de timp. Este un jucător de perspectivă, e clar, și-a arătat valoarea în multe meciuri, însă deocamdată nu este un jucător care să fie în mod constant o piesă de bază a echipei. Sigur că toată lumea din jurul lui încearcă să-l ajute, dar până la urmă el trebuie să facă acest pas de maturizare, practic, care îl va ajuta până la urmă să devină ceea ce ne dorim cu toții, un pivot de mare valoare clujan. Ar fi fantastic și toți lucrăm pentru treaba asta. Însă în momentul de față este oscilant și aceste ezitări practic îl împiedică să devină un jucător foarte bun. El are tot ce-i trebuie, are un fizic de Euroligă, printre puțini jucători din campionatul românesc care se poate spune că dacă ar avea o evoluție constantă, ar putea să joace la absolut orice nivel. Însă, deocamdată, componenta mentală nu este atât de stabilă și acolo trebuie lucrat. A plecat dintr-o sală de 2000 de locuri și te-ai întors în sală de 7000 de locuri. Cum ți se pare sala Vă spun sincer, sala Horea de Mian, pentru mine, are 25.000 de locuri. N-a avut niciodată 2.000 de locuri. Pentru mine, sala asta e ceva special și eu sper ca această nouă sală să capete această însemnătate în timp. Dar ceea ce s-a întâmplat acolo sunt niște lucruri care cine a fost și le-a trăit știe despre ce vorbesc și nu contează mărimea sălii, contează lucrurile care se întâmplă în ea. Sala asta este senzațională, sigur. Eu sper să adăpostească rezultate pe măsura celor întâmplate în sala Horea de Mian. Tot referitor la aventura dumneavoastră din Ungaria, în perioada de pregătire ați întâlnit pe Real Madrid. A fost greu să-i convinge să joace un amical împotriva echipei dumneavoastră și vă întreb acest lucru din prisma faptului că probabil clujenii ar merita și un astfel de meci în această sală fotbalistică. Corect. În primul rând, asta nu am avut eu nicio influență în decizia... Mă refer la, probabil, ați aflat, a fost mai greu sau poate a fost vorba de o sumă de bani. Întotdeauna este vorba de o sumă de bani, mare sumă de bani, și în Ungaria, deci era o altă firmă independentă de club, deci practic nu clubul neapărat cred că a rezolvat acel meci, ci o firmă care se ocupă cu așa ceva și care a propus așa ceva. Nu este așa atât de simplu, pare simplu, dar nu este simplu. Și sigur că toată lumea își dorește un amical de asemenea anvergură, însă costă foarte mulți bani și trebuie găsite pârghiile care pot să acționeze așa ceva, care nu este foarte ușor și nu e la îndemâna oricărui club, oricând. Mulțumim și acea. Pardon.